Astăzi la ora de cripto. Astăzi vom analiza moneda noastră națională e-gold, să vedem la ce prețuri am putea să acumulăm e-gold în acest bear market și la ce prețuri ar putea să ajungă în următorul bull run. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu, deoarece mă aștept foarte mult la creșterea acestui canal și vă mulțumesc de toată susținerea pe care mi-a acordați. E-Gold USD pe timeframe-ul de weekly, adică fiecare lumânare reprezintă o săptămână. Pe asta ar trebui să vă uitați și voi pe orice analiză pe timeframe macro pe weekly. Și atunci, înainte să intrăm efectiv în sine pe e-gold, mergem pe câteva monede care erau în top în 2017-2018, niște altcoin care erau în top, să vedem cum, au, cum au evoluat în bear market. Și pentru să ne uităm pe Ethereum. După cum bine știți, după videoul de ieri, e a performat foarte bine în primul ciclu, da? primul ciclu complet de bull market, bear market și acumulare. Asta vedem și pe Eagle în aceste momente. Eagle prinde primul ciclu de bull market, bear market și acumulare. Eagle, știm foarte bine, de la halvingul din 2016, de la 13-14 dolari, a urcat până în 1000, aproape 400 de dolari, da? Și a scăzut aproximativ 94 de procente. Mergem pe ETH BTC. Să vedem cât a scăzut în primul ciclu. Da? Deci ETH USDT minus 94% și ETH BTC 90%. Mergem pe TRX. TRX, pentru cei mai vechi din piață, știți că era o monedă nou lansată pe atunci, prin 2017, avea potențial și a urcat foarte mult. Pe Binance s-a listat prin octombrie și vedeți cât a urcat atunci. Am avut un alt season destul de mare, deoarece erau foarte puține altcoin și acele au pompat foarte tare. TRX, USD, la fel. În, de, dacă măsurăm de la topul pe care l-a avut în ianuarie 2018 până în cel mai jos prag din bear market, a scăzut undeva la minus 98% în primul ciclu de bull market și bear market. Mergem pe TRX BTC, ca să vedem la fel cât a scăzut în bear market. La fel, din top punem în high, a scăzut undeva la minus 96% în paritate cu Bitcoin. Da? Bun, mergem pe Ripple. La fel, Ripple, o monedă foarte uh, vorbită atunci, foarte în top, era în primele 10, ca și acum, e, era o monedă cu potențial, urcase foarte mult, de la 0.05 a urcat până undeva la 3.48, cam pe acolo 3.30 a urcat în ultimul bull run. Și atunci, la fel, dacă măsurăm din top, din top în low, aproximativ 96% doar în comparație cu dolarul. Dacă mergem pe XRP, BTC, la fel, să vedem cât a scăzut. Da, la fel. A urcat foarte mult în paritate cu Bitcoin-ul. Deci, din high în low, a scăzut 97% în funcție de Bitcoin. Ce vreau să spun? În primul ciclu, primul ciclu hype, cum îl numesc eu, majoritatea altcoinelor sau monedelor lansate nu prea au o utilitate foarte mare și reală, da? Și în primul ciclu urcă foarte mult doar pe hype. După aia vine o scădere mare și după aia încet, încet se lansează, dezvoltă foarte multe lucruri ca și pe Ethereum și după aia vine un ciclu puțin mai mic, dar foarte sănătos, foarte curat. Și atunci, mergem pe iGold, da? Deci știm că în primul ciclu urcă foarte mult fie orice altcoin, dar are și urcă foarte mult, dar are și o scădere destul de mare. Și asta ar fi un avantaj pentru noi. Vedem că iGold deja este la minus 91% în comparație cu USD, da? Deci teoretic nu ar mai avea mult până să facă un bottom. Dar dacă ne uităm pe iGold BTC, Eagle BTC pe timeframe-ul de weekly la fel. Dacă măsurăm din topul din noiembrie, da? de la cel faimos, aproape 550 de dolari, 545 dacă nu mă înșel, a scăzut undeva chiar și la 83%. În aceste momente suntem la minus 74% și aș, aș spune doar minus 74%. Și atunci, eu mă aștept în funcție de Bitcoin la cel puțin minus 80% în jos, da? Și atunci, haideți să marcăm zona de minus 80% în jos, în funcție de Bitcoin. Minus 80% în jos înseamnă din zona aceea. Haideți să o de aici, da? Adică unde, undeva la 1856 de Satoshi. Între 80% și minus 90%, da? S-ar putea să scade și 95%, nu știu exact, undeva între aici și 90%, da? Deci undeva în zona asta E gold ar putea să găsească un bottom în funcție de Bitcoin. Între 80 și 90%, să nu mergem chiar până în 95%, deoarece nu vrem chiar să prindem bottom-ul bottom, -ul, bottom -ul, deoarece este foarte greu de găsit. Dar dacă o să vedem Eagle în următoarea perioadă în zona asta și dacă Bitcoin o să scadă, Eagle ar putea să scadă sub 30 de dolari. Adică de aici ar mai însemna o scădere de aproximativ 50% și dacă și Bitcoin ar mai scădea încă, 20%, Eagle ar putea să scadă vreo 70%, da? Nu știu dacă se va întâmpla asta și vom vedea ce șanse avem, da? Ce vreau să spun este că Eagle, în funcție de Bitcoin, încă mare are de scăzut în acest bear market până să găsească un bottom. Nu prea cred că este nimic diferit la Eagle față de alte altcoinuri da Ripple TRX, ETH care au, care au scăzut destul de mult în primul bear market și primul bear market este foarte mult hype. Ce îmi place la Eagle este că performează foarte bine într-un bear market, adică nu uitați că s-au lansat în, în ultimul bear market și au avut bani să se mențină în acel bear market. De obicei, altcoinurile care au bani să se mențină în bear market performează foarte bine în următorul buran. și vedem ce s-a întâmplat și pe Eagle, s-au lansat în bear market, au avut bani să se a, mențină și pe Eagle, haideți să fim serioși, anul trecut nu au avut chiar atâta o utilitate foarte mare, în februarie cu Maiarul atunci erau ca la 200 și a, undeva prin toamnă când s-a lansat și Maxul, Eagle a urcat foarte mult, la fel, foarte mult pe hype, dar de acum în acest bear market au bani să se mențină, au bani să se susțină, vor, vor lansa cardurile și dacă continuă așa în, în felul acesta, cred că o să aibă un bull market următor foarte mare. Și atunci, haideți să punem pe grafic de la all-time high, da? Eu aș spune de la un minus 94%, ca să nu mergem direct la 98-99%, unde scamă ajutatea da? Mergem la 94%, cam pe acolo m-aș duce. Și asta ne dă undeva la 32 de dolari. Și atunci să mergem până în jos, da, până 97%, cum spun unii, da, 16 dolari și până unde am văzut că scad de obicei altcoinurile într-un bear market agresiv și noi avem un bear market agresiv. Și atunci ne dă o zonă de acumulare pe e-gold de 16,32 de dolari. Este o zonă unde o să acumulez destul de mult e o să-l pun pe maiar la staking și o să aștept foarte mult până e va urca, da? Cred în acest proiect, Uh, și haideți să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă nu o să ajungă la această zonă, da? Pe păi poate o să spuneți, bine, bine, dar nu o să mai ajungă la zona asta, da? De poate o să-și găsească un double bottom aici la 40 și merge în sus, da? Ei bine, Eagle uh, o să meargă destul de mult în sus când va sparge această rezistență pe weekly, da? Weekly, un time frame destul de mare... Când o să spargă această rezistență, am putea să avem un raliu. Poate nu acel raliu de burra, da? deoarece bull run încă mai trebuie să, Uh, treacă ceva ani. Dar după ce spargem această rezistență pe weekly, cred că o să avem și un relief rally. Adică când Fedul uh, se va mai opri din majorarea dobânzilor atât de agresivă, adică după aceste major de 0,75, poate o să vedem o majorare de 0,25 sau 0,5, piața ar putea să meargă în sus, deoarece știm că într-un bear market avem și raliuri destul de mari în sus. Și atunci tu ai vrea să cumperi e înainte să spargem această rezistență macro pe timeframe-ul de weekly, da? Și Eagle ar putea să performeze ceva de genul și în următoarele luni să ajungem în zona asta, da? Cumpărăm, 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 sparge rezistența și urcăm, da? Și după aia vindem ce am acumulat aici. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla și să spunem, poate în următoarele săptămâni sau luni, nu ajungem în zona asta, cam tot stăm în zona asta și spargem rezistența. Eu nu am absolut nicio problemă să cumpăr Eagle de aici, da? Deci, cu toți banii ce aș fi acumulat aici, să cumpăr aici știind că a spart această rezistență pe weekly, da? Să spunem că Eagle sparge această rezistență cu un volum mare și merge undeva pe la vreo 60 de dolari, uh, sparge rezistența pe weekly cu un volum mare, da? Deci aici aș cumpăra cu cel mai mare drag cu toate, că știind că poate nu o să mai ajung la 16.32, dar aș cumpăra aici, deoarece știu că mă așteaptă un uptrend, da? Asta în cazul că, în cazul că nu o să mai ajung aici, da? Aș cumpăra cu cel mai mare drag în 50-60 de dolari știind că vine un uptrend, da? Dar cu toate că tind să cred că o să ajungă în aceste zone în viitorul apropiat. Cam asta cred eu despre Igold pe termen scurt. Și hai să vedem până la ce prețuri ar putea să ajungă Igold în următorul bull market. Și pentru asta trebuie să apelăm la matematică. Matematică destul de simplă. În momentul de față, dacă uităm pe Coin Market Cap și dacă căutăm Eagle. Nu știu ce are Eg. Da, mă rog, găsim aici Igod un pic mai jos pe locul 40 45. În momentul de față sunt 23, uh, aproape 2 uh, milioane de monede de Eagle, da? Știm că se tot introduc monede în circulație și să spunem că undeva în următorul bull, bull market o să avem 24 de milioane de monede. Nu știu la ce la câte milioane o să ajungem atunci, dar să spunem că o să ajungem la 24 de milioane de monede. Și știm că Prețul este dat în funcție de câte monede sunt, da? să spunem 24 de milioane de monede, ori să spunem 550, care este all time high-ul precedent. Da? Ei bine, ca să ajungem din nou la 550 de dolari, noi va trebui să avem un market cap sau capitalizare de piață, cum aveți voi, poate în românește, ar trebui să avem vreo 13 miliarde market cap. Dacă uităm în top să vedem 13 miliarde market cap, înseamnă bineînțeles chiar un top 10. Bineînțeles că și acestea vor urca, da? dar comparând cu Layer 1, cu alte Layer 1, cu Solana, Solana are 11 miliarde în aceste momente în bear market, da? AVAX are 5 miliarde. Eu aș spune că este foarte realizabil. Dacă Bitcoin o să meargă destul de mult în sus, piața o să meargă spre 4-5 trilioane în următorul bull market lejer. Dacă în acest bull market am urcat la 3 trilioane de dolari, în următor bull run, bull run, unii spunea că am putea ajunge chiar la 90 trilioane. Nu știu dacă o să ajungem chiar acolo, dar un 5-6 trilioane tot am ajunge. Și atunci întrebarea este, Eagle va avea uh, minim 13 miliarde market cap? Eu aș tinde să cred că da. Deci 13 miliarde ar fi un target foarte easy, foarte ușor. da. Și atunci, ca Eagle să valoreze 1000 de dolari, market cap-ul, capitalizarea de piață, ar trebui să aibă 24 de miliarde de dolari. La fel, a, are șanse să ajungă la 24 de miliarde în felul cum se dezvoltă? Eu a spune că da. da? La fel, 24 de miliarde. Și haideți să notăm aici pe graficul nostru 1000 de dolari. Da? Aici. 1000 de dolari și ca să ajungem și la 1500 de dolari ar trebui să avem 36 de miliarde de dolari și mi se pare foarte realizabil. Deci aceste targeturi sunt niște targeturi minime și haideți să mai spun încă un lucru foarte interesant. De exemplu, dacă mergem pe ETH, ETH USDT, știm că primul bull este, mergem pe ETH USD de pe Bitstamp, cred că aici avem ce multe date. Primul uh, ciclu este pe mult hype, da? Și la fel, dacă măsurăm uh, de aici din low, din, de la halvingul din 2016 până în top, vedem o oricare parabolică de aproximativ aproape 12.000%, da? Dar după, în următorul ciclu, Ethereum nu a mai urcat atât, da? De aici, de la... Uh, din halving, ba nu, luăm de aici din bottom, de la 80 de dolari până în următorul uh, all time high, din următorul bull market, de la 80 de dolari, uh, Ethereum a urcat 5600, da? De jumătate aproximativ cât a urcat în primul ciclu. Și atunci mergem pe gold. Dacă măsurăm la fel, de aici de jos de la 6 dolari. De la 6 dolari până în 550 avem o urcare de aproximativ 8500%. Și știm că în următorul ciclu nu o să marcăm probabil atât de mult. Da? Primul ciclu, de regulă, în primul ciclu urcăm atât de mult. Dacă punem de la 32 de dolari, să spunem un bată, punem minim da, jumătate, să spunem, undeva la ar trebui să urcăm doar 3500% ca să ajungem la aceste targeturi de 1000 și puțin mai sus la cred că 4000%, da? 4500 ca să ajungem la 1500 de dolari, Deci teoretic nici măcar nu ar trebui să avem o urcare atât de mare ca să ajungem la 1000 și la 1500 de dolari. și repet, sunt niște targeturi minime. Dacă o să ajung aici, eu o să fiu mai mult decât mulțumit cu tot eagle-ul deci ce o să-l acumulez prin această zonă. Da? Cam așa trebuie să ne gândim uh, pentru eagle pentru următoarea perioadă și pentru bear market. Și repet, acest lucru um, teoretic ar trebui să se întâmple dacă nu se mai întâmplă ceva major pe Eagle, dacă nu sunt ceva hack și repet, dacă au bani să se mențină, dar eu cred că au bani să se mențină, bineînțeles că au mulți bani să se mențină, dezvoltă niște lucruri foarte șmecare. Din punctul meu de vedere ar mai, ar mai trebui niște hype în piață, deoarece știm ce s-a întâmplat cu ADA, care nici măcar nu funcționa la parametrii care trebuia, s tot blocat și ADA au urcat la o capitalizare foarte mare în bull market. Cam asta cred eu că va mai trebui ca uh, Eagle să ajungă la aceste prețuri, poate și mai sus, da? Niște hype uh, mult mai mare în străinătate. Tot acela nu este foarte mult hype pe Eagle, dar cred că niște hype în străinătate ne-ar ajuta foarte mult în următorul bull market. Cam asta a fost pentru astăzi, sper că a fost de plăcut acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter și de Telegram. Pe data viitoare!